Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și vă invit în această seară să dezbatem teme importante alături de colegul meu Cornel Șomăcu. Importante pentru că vin alegerile europarlamentare, primele din această serie, pentru că complexul energetic Oltenia este într-o situație grea, ca de obicei de altfel, dar poate mai grea ca până acum, și ia și decizii și măsuri care nu sunt pentru rezolvarea problemelor, ci parcă dimpotrivă. Și bineînțeles, referendumul pe justiție este un subiect pentru că nu se știe, toată lumea face declarații, multe sunt contradictorii, cetățeanul este total bulversat. Să începem cu începutul. Campania a început sau nu? Dacă ne luăm după ce vedem prin orașele noastre, cu siguranță a început. Practic n-ai drum național, n-ai oraș chiar și micuț de provincie, fără banere foarte mari în care scrie tot ce putem, în general, însă totul e cu țărișoara, cu România, suntem foarte patrioți în această perioadă, mai ales într-o, să zicem, precampanie pentru alegerile europarlamentare. De ce se face acest lucru înainte, că poate telespectatorii, ne-am întrebat și noi, numai telespectatorii, de ce au năpădit cu bannerele și cu diverse alte afișe de banuri, de afișași foarte mari. Pentru că au bani. Da, și pentru că nu se poate, în timpul campaniei electorale sunt interzise, trebuie să respecte niște mărimi, sunt un număr de afișe doar afișe, atât. Da. Doar afișe. Și din cauza aceasta, acum se speculează aceste hibe ale legii, să spunem așa, și se folosesc acum. Interesant ar fi de văzut, și spuneam că au bani. Cu siguranță să nu uităm că bugetul de la stat pentru partidele politice parlamentare a crescut în ultimii ani, a ajuns, în orice caz, e vorba de câteva zeci de milioane de euro care se împart partidelor politice, care se folosesc inclusiv pentru aceste pavazări. De-aia avem acele banere care costă totuși foarte mult. Da, dar e interesant că dacă legea nu permite să se mai facă banere, cum le decontează partidele? Păi nu, nu permite în timpul campaniei electorale, dar păi în rest, și permite în afară? În rest bănuiesc că se poate, deci eu rămân la părerea că nu sau numai sponsor, dar oricum nu cred că partidele mari nu au suficient resurse de altă natură încât să financeze aceste banere. Deci cumva se găsesc. Sunt diversi candidați, care pot să sponsorizeze, mai ales că nu-i verifică nimeni decât în campanie electorală pe mandatar financiar ce au cheltuit, cum au cheltuit. În afară, ei pot să cheltuie, mai ales dacă nu sunt din banii veniți de la stat. Pentru că cei care sunt veniți de la stat, banii sunt monitorizați. Știm că au fost controle și sunt probleme, din ce am înțeles. USR-ul a avut probleme, se pare că și PSD-ul are un dosar penal pe chestia cu Mircea Drăghici și actualul trezorier, fostul candidat la ministru transporturilor, care se pare că n-a prea cheltuit în regulă banii, cel puțin s-a vorbit de un dosar, nu este confirmat oficial de către DNA sau altă instituție, dar s-a vorbit în perioada aceea când nu venea confirmarea pentru el ca ministru, că de acolo i s-ar trage. Foarte interesant că apar și spunem că nu suntem în campanie, precampania nu există oficial. Aia România cred că e într-o precampanie permanentă. Da. Da. Și totuși în perioada asta, mai ales că nu trebuie să plătească domnii candidații și chiar actuali europarlamentari pe care nu i-am mai văzut de 4 ani și nu personal, ci la televizor, că oricum pe aici nu le-am văzut picioarele, și nici fețele, sau, mă rog, noi le-am văzut noi, pentru că tocmai, de exemplu, a fost Tăricianu în Gorj și tot așa i-a apucat pe toți dragul de toate județele și întâlnirile și, bineînțeles, Dragnea a avut grijă să vină la alegerile organizației județene. Adică i-a apucat pe toți dragul, chiar dacă da, dar o atenție mult mai mare județelor de organizațiile locale, da, și pentru județene, că acum aici vor fi, e nevoie de voturi și există clar o mobilizare și la partidele de guvernământ și la opoziție pentru a câștiga, să spunem așa, încrederea, atenția electoratului, mai ales că se vorbește din ce în ce mai urât de politică,
încrederea în clasa politică este undeva sub 20%, deci la cote de avarie, practic, dar, în continuare, politicul e logic, așa e legea, așa e Constituția, deci trebuie să ne alegem conducătorii, deci e nevoie de voturile oamenilor pentru a stabili ce facem mai departe. Chiar bine dacă ei apar chiar și la televizor, de exemplu, doar în precampania aia cu ghilimele care nu există de fapt și în campanie. Atunci sunt foarte interesat să apară, să spună ce-i doare, să dea soluții pentru România, după care liniște, liniște, liniște până aproape de următoarele alegeri. Da, cel puțin pe europarlamentare, deci noi avem o activitate extrem de redusă ca europarlamentari, deci avem mari probleme să identificăm pe cei care sunt așa, chiar dacă la un moment dat i-au jucat un rol important în viața politică din România și mă gândesc aici, da, mă gândesc aici la Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării pe vremea lui Năstase, europarlamentar cu ștate vechi și care, deși este vicepreședinte al Parlamentului European, a fost sărit de pe listele PSD-ului acum, cum la fel, foarte interesant, a fost sărită Corina Crețu, care între timp a trecut la un alt partid, la Pro-România, dar au fost și Victor Boștinaru, cel care venea pe aici și răspundea de Gorj. Gorjul, să zicem, avea alocat un europarlamentar de la PSD pe Victor Boștinaru. Acesta n-a mai prins lista, s-a retras oficial. Și mulți alți europarlamentari, deci PSD-ul a cam făcut curat pe liste față de ce avea generația actuală, nu mai e nici soția lui Ponta, Daciana și mulți alții, era logic. Pe de altă parte, sunt pe listă candidați ai altor partide, pentru că cred că aici trebuie să vedem în cheia aceasta, să vedem lucrurile, dacă unele partide au găsit soluția cu vedete de televiziune, PNL-ul a adus pe Rareș Bogdan de la Realitatea, PSD-ul a adus-o pe, și am iar un lapsus acum, o ziaristă foarte... Carmen Avram, specializată în anchete. Pe lângă asta, lista PSD-ului, de exemplu, cuprinde un reprezentant al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat care a semnat un protocol, un reprezentant al Partidului Ecologist cu care s-a semnat un protocol și un reprezentant al partidului lui Dan Voiculescu, e vorba de Maria Grapini, cea care este monumentul de față eurodeputat și va fi pe listă. Deci este așa o... Pe lista PSD. Deci lista PSD-ului nu cuprinde numai PSD-iști în momentul de față, ci cuprinde și al partidelor aliate, și satelit. Sunt locuri eligibile? Sunt puși pe locurile eligibile. PSD-ul probabil va băga între 10 și 14 parlamentari, 10 în cel mai nefericit situație, 14 probabil în cea mai bună. Cu siguranță, pentru că nu au o stabilitate legată de majoritate și au nevoie de partidulețele cele mici. Și foarte interesant este că toți cei care i-am spus sunt în primele 10 locuri, de asta spuneam că sunt eligibile. Altfel n-ar fi acceptat, adică nu puteau să facă târgul și sau protocolul. Cea mai interesantă idee este ca Partidul Național Țărănesc, Creștin și Democrat, susține PSD-ul. Asta este cea mai interesantă postură pentru acest partid, dar care probabil vrea să revină în prim plan și merge pe respectarea drepturilor omului, unde sunt probleme în justiția din România. Au fost cazuri care au arătat derapaje și pe care justiția greșește, ca și opoziția, greșește când le ignoră. Adică nu e adevărat, deși sunt demonstrate și în instanțe, și asta face ca omul să nu mai aibă încredere în justiție în general. Adică, bă, dacă tot ai făcut acolo și ăsta și nu recunosc că nu, e o problemă. Pe de altă parte, că spuneam, apropo, din ce am văzut acum în precampania aceasta, avem o problemă, Uniunea Salvați România și Plus merge pe o campanie cu fără penali în funcții publice, cunoaștem sloganul, dar va fi foarte interesant, depinde ce hotărăște președintele la întrebarea la referendum, pentru că el va fi candidat din partea Partidului Național Liberal la prezidențiale, dar cu întrebarea s-ar putea să fie de fapt vârful de lance pentru USR și Plus în campania electorală, dacă se va folosi de sintagma cu fără penal și alte chestii. Deci sunt multe întrebări extrem de interesante, poate de asta va fi și curiozitatea pentru români. Deci concluzia va fi referendum?
Da, președintele a spus că da și nu cred că se poate răzgândi, adică ar fi pentru un asemenea nivel de funcție, faptul să-ți iei cuvântul înapoi este penibil. Dar și sunt este... procedurile toate legale făcute pentru a putea să se facă referendum, pentru că referendumul se face atunci când există un număr de semnături, există numărul de semnături? Da, el, președintele are deja aprobate acum 2 ani de poate face un referendum pe domeniul justiției. A fost aprobat de Parlament, deci toată documentația este ok. Doar întrebarea e o problemă. E puțin veche, de 2 ani. Acum... Și a ales să o facă tocmai acum. Da, nu, era clar că s-a folosit de chestia asta și a folosit și o va folosi în momentul de față. Problema e de întrebare, dacă are, probabil, părerea mea că va fi una mai neutră. De ce? Pentru că nu poți, altfel nu trece de Curtea Constituțională. Deci va trebui să treacă de Curtea Constituțională și va trebui să nu ai de ce să apuci această întrebare. Și din cauza aceasta probabil nu va avea foarte mare impact, dar cu mobilizarea și cu manipulările care se obișnuiesc în ultimii ani la noi în România, probabil va strânge, să zicem, măcar pe acei nemulțumiți din stradă să vină la vot pe acest referendum. Dacă referendumul s-ar face și guvernul își asumă să dea o ordonanță prin care spune clar că secțiile vor fi diferite, deci dacă se asumă asemenea chestie, pentru că legea nu distinge, din păcate, legea din 2000 cred că este, spune doar că se pot organiza. Nu spune dacă pe secții normale sau secții diferite. Există explicații, inclusiv ale Curții Constituționale, că se pot desfășura în secții diferite sau se poate desfășura și a fost cazul ăsta că s-a desfășurat și în acea secție de votare. Așa că depinde cum va distinge executivul. Doar că mai fost o urnă în plus. Da. Problema care se pune la acest moment și într-o variantă și în cealaltă, dacă oamenii vor veni la vot, dacă sunt secții diferite, cu siguranță nu se va pune problema să ajungi la 30% ca să-l validezi. Dacă în caz că sunt în acea secție de votare, fiind gradul de interes puțin mai mare, bănuiesc că se va face acel procent de 30% necesar ca să validezi un asemenea referendum. Problema e la ce se folosește un asemenea referendum. Că bun, și cu o întrebare de genul dacă ești de acord fără penal în funcție. Eu unul personal sunt de acord cu o asemenea întrebare. Da, sunt de acord, nu o să merg la referendum însă. Mi se pare corect dacă mă duc să votez Parlamentul European, candidații, să nu mă întrebe, putea să mă întrebe în ultimii 2 ani și sunt de aceeași părere. Sau ceva cu o luptă anticorupție, adică sunt de acord cu ea. Dar ar fi de discutat și aici cred că e bună precizarea venită, cred că dinspre PSD venită sau dinspre ALDE, aceea că fără abuzuri. Deci sunt de acord ca să respectăm lupta anticorupție, să o facem, dar fără abuzurile care au existat. Sau, întorcând puțin lucrurile, salut munca depusă de Laura Codruța Chioveș și în fruntea DNA sau Parchetului General. Dar nu văd unde a fost succesul. De vreme ce, în 12 ani cât a condus justiția din România, într-un fel sau altul, noi am ajuns cea mai coruptă țară din Europa. Deci, dacă o asemenea muncă a fost eficientă, atunci permiteți-mi să nu înțeleg. Adică, bun, ori ea a avut succes și am eradicat corupția, ori n-am avut succes și în varianta asta a avut mandate foarte proaste, care niciun fel nu recomandă pentru funcția europeană. Și pentru că tot vorbim de fără abuzuri atunci când încercăm să fim fără penali, penalii automat trebuie să aibă cătușe, da? Dar dacă facem abuzuri și le punem cătușe, ceea ce s-a dovedit la noi în multe cazuri... Din păcate, da. Da? Atunci, fără penali și fără abuzuri. Bun. Mai rămâne de definit abuzul. Corect. Adică de a nu face dosare, și dau exemplu de la Ploiești, în care e și martorul acuzării, e și martor sub acoperire, aceeași persoană. Ca să nu mai spun, deci faci dosar ca să-i faci oleia. Adică ți-a plăcut soția unui om de afaceri sau șeful poliției locale de la Ploiești sau cine mai erau ăsta și tu îl execuți pe ăla, inventezi un dosar, îi distrugi familia numai ca să ajungi la femeia respectivă sau ceva de acest gen. Păi așa ca să s-a nu mai fie omul de afaceri, om cu bani și să poată procurorul să o mulțumească pe nevastă, da, nu? Da. Cu mai puțin bani. Deci nu se poate permite, adică nu-mi imaginez în România o asemenea justiție și să știți că chiar dacă
echipele de zgomote, pentru că, de fapt, de ce fac, în general, cel puțin aceste partide create în epurbetă, cum le numesc eu, USR plus și celelalte, fac un scandal pe chestia că să păstrăm justiția, așa să nu se schimbe nimic. Deci, practic, ei încurajează abuzul. Am stat să mă întreb, mă, sunt normali? De ce încurajează? Nu, de fapt, e un joc politic, prin care ei știu că au imunitate, adică ei nu vor fi victime ale abuzurilor, pentru că, dintr-un fel sau altul, sunt apărați și s-a văzut în cazul Chioveși, în care s-a trecut peste orice înseamnă România și justiție, apărăm noi pe ea că ne-a slujit la o vreme, că cred că asta s-a întâmplat, adică asta ar fi o explicație. Și de asta nu se tem că vor ajunge în... Deci folosesc justiția ca o măciucă politică pentru adversari. Deci atât timp cât justiția nu se va debarasa de asta, n-a nicio șansă în România. Și oamenii cei care merg în sistemul de justiție, foarte mulți am întrebat, am ajuns și eu de-a lungul anilor de mai multe ori prin justiție, nu pentru cazuri importante, dar de fiecare dată întrebam și oamenii prin sală. Și oamenii care se confruntă cu acest sistem de foarte mulți ani au o părere foarte proastă. Poți să le spui tu, USR, că justiția, că nu știu ce, că să rămână așa, pentru că ei spun, domnule, umblu de 10 ani, umblu de 15 ani să-mi iau dreptate și întotdeauna câștigă celălalt. Cu procurorii aia care par sfinți. Asta nu înseamnă că marea masă a judecătorilor, procurorilor nu-și fac datoria. Dar există, din păcate, foarte multe cozi de topor care sunt apărate. Avem CSM-ul care îi spală și nu știu ce, cum la fel avem la medici, acel colegiu medicilor care tot așa, să îi apretează, sunt cei mai buni, cei mai frumoși și ăsta n-au făcut niciodată nimic. Și culmea, noi trebuie să facem plângere la ăia care îi apretează. Da, aici e marea problemă. Să ne ducem un pic spre compania CEO, Complexul Energetic Oltenia, pentru că e aici la noi și chiar ieri auzeam pe cineva pe stradă, dacă mâine se închide CEO, Gorjul va cădea în cap. Din păcate, suntem într-o situație în care încă, după 30 de ani de la evenimentele din decembrie 89, suntem dependenți economic total tot de Complexul Energetic Oltenia. Dacă CEO se închide, cade și altă industria care mai este pe orizontală, legată de minerit, energie, și ar fi dezastru, pentru că ce avem noi, niște fabrici de cabluri și niște, nu știu, ceva prestatori de altă natură, nu pentru minerit, sunt foarte puțini. Deci, să zicem așa, o industria Gorjului, în afară de minerit și ce ține de, nu cred că se duce la un 10-15%, nu mai mult, ceea ce ar fi un dezastru. Pe de altă parte, Complexul Energetic Oltenia este într-o situație din ce în ce mai proastă, de la an la an, vorbind de asta și am mai vorbit în emisiunile noastre. Acum se vorbește de o schimbare a managementului, e clar că se așteaptă o modificare de acest gen, însă avem o mare problemă că, deși este și a beneficiat de anumite reduceri, anumite iertări de datorii, în momentul... Ceea ce nu mi se pare corect. Acum, dacă dai o legislație tâmpită, mie, de exemplu, nu mi se pare corect ca cei din Complexul Energetic Oltenia să plătească acele certificate de mediu cu niște sume de ele la nivel european, și dacă le cumperi din altă țară sau pentru alte țări, sunt la o sumă și se păstrează, la noi se fac niște speculații fantastice pe ele și au ajuns să coste 20 și ceva de euro, deși ele au apărut la 2 euro, la 4 euro la început. Și cum au ajuns așa la noi? Pentru că sunt luate la mai multe mâini, deci trec prin diverse firme până ajung la noi. Permite legislația și din cauza asta ne trezim că trebuie să plătească și se pun la bursă, se pun... Deci n-am și înțeles noi nu exact le putem mecanismul. Cumpăra de la sursă? Păi statul român pentru producția de energie trebuie să plătească, să zicem, deci trebuie să ia certificate de nu știu câte milioane de euro. E bine, acestea se împar pe toți poluatorii și ele sunt la o anumită sumă. Din păcate, cei care plătesc cu adevărat sunt doar firmele românești care produc energie electrică și este singurul sector de stat care mai supraviețuiește. De exemplu, certificatele pe gaze sau ceva, nu sunt socotite atât de poluante. Cărbunele sunt socotite mai poluant și din cauza asta sunt problemele cele mai mari. Practic, certificatele se comercializează pe Complexul Energetic Oltenia și pe ce mai a rămas din Hunedoara, pentru că restul industriei miniere este terminată la nivel de România. Dar sumele sunt din ce în ce mai mari, de la un an la altul. Practic,
Nu e posibil într-o unitate economică ca jumate din bugetul tău dintr-un an să-l dai pe certificate. Deci îți dai seama că activitatea cealaltă rămâne super rentabilă ca să subvenționezi cumpărarea de certificate. M-am uitat de curiozitate la ce se întâmplă în alte țări. Polonia, de exemplu, care are peste 85% din energie, din producția de energie pe cărbune, și la ei acele certificate, care se numesc altfel, dar nu asta e problema, costă, deci reprezintă din cheltuielile agentului economic care poluează undeva 2-5% maxim. Deci de la 2-5% până la 50% eu zic că e de 10 ori mai mult, cel puțin. De-aia își permit să meargă pe 80% energie produsă din cărbune, pentru că iată, îi avantajează... Situația este și mai interesantă că cheltuielile pe mediu acum, cele pentru schimbarea tehnologiei, pentru o tehnologie mai nepoluantă și alte lucruri, pe care noi am făcut-o în România, polonezii acum investesc sume în aceste lucruri. Dar cu toate acestea, noi suntem vizați mai mult, pentru că suntem... continuăm să avem o producție de energie care teoretic nu ne fac un importator. Suntem și acum, am devenit și importatori în ultimul timp, dar încă nu suntem un importator important. Deci se urmărește, așa cum România a devenit practic cu toată industria, toată economia dependentă de alții, în partea de producție de energie încă nu s-a întâmplat acest lucru. În momentul când o vom pierde, probabil presiunea va scădea pe partea aceasta, dar numai după ce vom pierde, deci va trebui să importăm mai mult de jumătate din necesarul de energie electrică. Cred că asta se urmărește. Cine e vinovat pentru faptul că noi plătim atât de scump certificatele de mediu? Eu zic că soluția trebuie să o găsească guvernanții. Și trebuie să o găsească și trebuia să o găsească de mai mult timp. Deci cel puțin de când vorbea Ponta, de care dresa Șandramaua, cu ghilimele de rigoare, de la CEO, când era prim-ministru. Vorbim, de fapt, de pe vremea lui Ionel Manțoc, când era la Ministerul Economiei, secretar de stat, despre acel mix energetic. Nu l-am făcut nici în momentul de față. E adevărat că nu ne prea lasă cei de afară, dar dacă ești guvern și tot îți asumi toate tâmpenile din lume... Dar sunt țări în care mixul există. Da. Și pe noi de ce nu ne lasă? Pentru, spuneam, scopul cel mare, părerea mea, este de a termina cu independența noastră energetică. De fapt, ăsta este obiectivul de a sparge acest monopol pentru ca România să devină o țară care importă masiv energie electrică. Păi pot ei să nu ne lase? Din păcate pot. Legile noastre? Din păcate pot, pentru că există o legislație europeană la care trebuie să ne aliniem. Nu ne-am aliniat complet, dar ne vom alinia mai mult decât... Deci unei nu sunt atât de interesant. Aici e vorba de România. Politicienii noștri sunt interesați mai mult de propriile lor afaceri și de propriile lor interese, mai puțin de interesele țării. De aici, dacă ar fi fost să se îmbine una cu alta, probabil ar fi fost mai și ar fi asumat un guvern acest mix energetic. Asta ar fi prima problemă. Iar a doua, dacă tot dăm iertare de datorii și reduceri, că nu le-am făcut numai pentru CEO sau pe altă, am făcut inclusiv pentru firme sau ajutoare pentru firme private sau firme mari din Occident. Inclusiv... Mici nu. Nu, pentru noi firme mari. Noi n-am simțit nicio... Deci știu că Fordul de la Craiova a luat 100 de milioane de euro de la statul român sau de dolari pentru ajutor de stat sau firma cealaltă de la Pitești, Dacia Renault. Nu mai vorbesc de... ce ar fi însemnat acele 100 de milioane să le bagi în complexul energetic Oltenia? Ar fi fost cu totul și cu totul altceva. Ar redresa sau ar finanța unele cheltuieli de mediu care ți-ar permite să poluezi mai puțin. Da, atâta timp cât plătești atât de scump certificatele de mediu, nu e normal să statul român să accepte așa ceva. Păi aici, adică de ce în Polonia sunt în mai vedere... puțin interesați politicienii din Polonia de... alte treburi decât ale țării? Care păi nu, e explicația? La Polone... Ce avem noi? Suntem bolnavi la cap? Ce avem? La noi sunt... Eu aș fi curios și nu am găsit niciodată în media. Aș fi curios să vedem cum, de la cine se cumpără aceste certificate. Cum, de ce ajung așa foarte sus? De ce se speculează pe ele? Pe de altă parte, statul român este totuși acționar majoritar la CEO. Ar trebui să-și ia măsurile vreo ca să nu dai banii tocmai pe aceste certificate la sume asta. Sau statul român să le cumpere și să le dea CEO-ului, în schimb la o sumă rezonabilă, dacă și se întâmplă prin alte țări și chestii de genul ăsta.
Din păcate, nu se, la noi în România se întâmplă alte lucruri și de că există interesul, având în vedere că CEO nu este, să spunem așa, decât îl iei, cum s-a mai întâmplat cu la Farjul și alte chestii la noi în România. Deci pe noi, dacă complexul energetic va fi cumpărat, va fi cumpărat ca să fie închis. Niciun caz ca să dea producție. E, în aceste condiții, noi am avea interes și am văzut ce se întâmplă și când e prea cald și când e prea frig, am avea interesul să subvenționăm activitatea acestui complex ca să rămână pe linia de plutire, să avem o alternativă. E, există interese din altă direcție în care să dăm în cap acestui complex, să-l terminăm, să-l scoatem de pe piață, pentru că în momentul când ai nevoie de import, e prea frig sau prea cald, să importi masiv și la sume foarte mari. Și atunci se speculează, așa se fac marile averi. Deci acei traderi de energie care cumpără ieftin și vând foarte scump și care fac averi, poate de la o zi la alta, făcând o factură. Da, făcând o factură, practic. Deci cred că asta e explicația la CEO. Pe de altă parte și cred că, deci pe lângă faptul că statul român trebuie să facă ceva, că anul ăsta am înțeles că se va rezolva totuși situația, deci nu riscăm să intrăm în insolvență, dar gândiți-vă anul viitor, cu peste 50% din cheltuielile complexului să fie de aceste certificate, că orice întreprindere, din cât ar fi de rentabilă, tot va intra în vrie. Anul ăsta am înțeles că s-a rezolvat, dar mă întreb, anul viitor ce vom face? Pentru că nu se găsește o soluție stabilă de mai mulți ani. Și negăsindu-se o soluție stabilă, nu ai nici varianta să te gândești, mă, investezi la Rovinari, pe un nou grup, sau la Turceni, sau fac altceva ca să știu că pe timp lung, pentru că eu nu mai știu dacă am cu ce să dau banii înapoi. Am văzut acum, în ultimile săptămâni, cât de greu s-a luat un credit, pentru că PCO nu mai creditează decât la sume foarte mari băncile, pentru a lua un credit de genul ăsta, dar pentru lucrări foarte mari. Deci trebuie să-și rămâiască foarte bine veniturile ca să nu se avem o închidere bruscă în următoarea perioadă. Și e normal să spui, bă, nu e bun managerul, hai să-l schimbăm. Când se face planul de management, tu promiți că pentru banii, foarte mulți bani pe care iei ca și director al CEO, foarte mulți bani, tu promiți că pe banii ăia îți vei îndeplini planul de management. Dacă te dau afară, înseamnă că nu l-ai îndeplinit. Corect. Îți iau și banii înapoi? Cred că nu. Nu, salariile nu se ia înapoi. E o discuție acum, apropo de exemplu, Sorinel Boza, sau cum îl cheamă pe managerul general de la CEO, este venit pe ordonanța 109, care spune, deci e manager privat, practic, e selectat și ăsta nu e pus de... Cred că funcția de manager CEO, ca și la alte întreprinderi de stat, a fost o tentație pentru actuala putere politică să-și pună un om care să nu intre pe ordonanța respectivă, de să fie un director pe care îl schimb când vreau, cum vreau și toate celelalte. Cred că asta e miza, în primul rând, cu Boza. În același timp, cifrele nu-i sunt favorabile, dar, încă o dată spun, dacă partea cu certificatele nu-i se poate reproșa managerului, întreprinderea supraviețuind și cu sumele astea enorme plătite, înseamnă că activitatea lui de exploatare este cât de cât rezonabilă. Pentru că altfel n-aveai cum să ții CEO-ul. Deci anul trecut a fost profit operațional, dacă ne luăm de OEP, dar a intrat pe pierdere datorită certificatelor. Deci, iar certificatele nu prea pot fi imputabile. Deci aici trebuie să rezolve politicul chestia asta, pentru că sunt, cum spuneam, foarte scumpe. Asta nu că îl apăr pe managerul general, care, într-adevăr, cred că a luat și decizii proaste și una dintre care o putem vedea și am văzut-o din presă, la două, trei luni avem că se reorganizează activitatea din sucursale în NMC-uri, din NMC-uri în sucursale, din nu știu ce direcție a mai făcut. Ba se mută cu birourile de la gară la un centru, de la centru PMC-uri la Mătăsar sau unde sunt sediile și Rovinari sau Motru, pe unde mai sunt. Și toate aceste lucruri arată că nu prea există o viziune managerială, adică e ceva cum bate vântul. Pe de altă parte, mai avem o problemă semnalată zilele acestea de unul din liderii sindicali, Constantin Crețan, remarca un lucru, unul dintre beneficiarii CEO este Craiova,
inclusiv CET-ul de la Craiova, care asigură și încălzirea orașului tot pe cărbune. Ori acolo, ministrul economiei a vorbit zilele acestea de trecerea de pe consumul de cărbune pe încălzirea pe gaze. Dacă dispare ca și beneficiar Craiova, practic toată zona Motru rămâne, Lupoaia, Roșiuța sau Ploștea, care mai sunt, rămân fără, deci fără utilitate. Deci producția lor nu mai poate fi folosită. Deci nu-și mai are logica. Și acele investiții se pot face într-un an de zile. Deci într-un an de zile poate dispărea zona Motru din zona punct Motru. De vedere al mineritului. Primarul de la Plopșoru declara săptămâna trecută că are discuții făcute cu guvernanții și cu liderii politici și cu parlamentarii ca să redeschidă cariera de la carieră de pe raza localității Plopșoru. Crezi că există posibilitatea asta? Varianta ca CEO-ul să exploateze acele cariere este destul de redusă, tocmai în contextul ăsta. Cu siguranță CEO-ul este blocat în momentul de față și la Roșiuța și, mă refer, zona Motru și în zona, și în zona de aici, zona cu Mătăsariu, chiar și în zona Rovinar, sunt probleme cu exproprierile, sunt probleme cu astea, deci cumva ar avea nevoie de noi extinderi. Dar ca să te duci să folosești din nou minele acelea închise cu ani în urmă, este extrem de dificil, așa de exemplu și Roșia de Amaradia tot spera că o să vină la un moment dat să se folosească. Nu cred că se pune problema așa, pentru că e vorba de niște investiții pe care CEO nu și le mai permite în momentul de față și avem problemele de mediu care nu ne permit să facem investițiile de acest gen. Mai degrabă, cred că cele de la Plopșoru și chiar de pe la Negomir și alte une se mai vorbește acum de chestia asta, cred că se pot face mai ușor în inițiativă privată, deși din nou nu văd beneficiarii, adică, bun, să zicem că sunt foarte mulți din rural care folosesc acea încălzire pe bază de cărbune, dar acest consum nu-ți justifică existența unor cariere cu producție mare, să spunem așa, iar un privat nu prea are banii de investiții ca să facă aceste lucrări. Da, cele mai multe investiții ale acestor cariere s-au făcut. Ele deja acum, nu vorbim de, știu eu, anumite componente care se uzează și trebuie înlocuite, dar cele mai mari investiții s-au făcut, adică cariera era la momentul la care începea să scoată banii. Din păcate, aceste cariere sunt închise de câțiva ani. Asta creează probleme. Ca să le repui în funcțiune, presupune niște investiții. Apoi să ai desfacere, adică producția ți-o preia cineva ca să faci curent, să zicem, energie electrică. În cazul nostru, clar, la Gorj trebuie să meargă ori la Rovinari, care e cea mai aproape, ori varianta cu Turceni. De fapt, e mai aproape Turceni. Și acolo mergea cărbunele. Da. La Turceni. În condițiile de față, deci presupune transport, presupune, deci sunt investiții totuși destul de mari. E adevărat că s-ar putea la un moment dat să constați că decât să te extinzi la Rovinari și să plătești extinderea respectivă cu cheltuieli de mediu, cu toate prostiile, mai degrabă poți să dai drumul la Plopșoru sau în zona respectivă la altele și să-ți iei producția de acolo, să-ți iei cărbunele necesare. Dar spuneam, cred că în momentul când s-a făcut acea restructurare, totuși au luat în calcul și rezervele de cărbune și toate celelalte. Nu, și au constatat că nu este foarte rentabil pentru investiții să continue. Cred că asta a fost rațiunea, dacă mi-aduc aminte bine, din zona Plopșoru. Se vorbea de faptul că exista în momentul ăla, dar să zicem nivelul, deci mergea o exploatare pe undeva pe 10 ani, spuneau la vremea când s-a închis, deci ar mai fi rezerve de circa 10 ani, pe când în zona Rovinari, zona Mătăsari, cred că se merge pe pronosticuri de 30, 15, 20 de ani. Dar ăsta nu e un motiv să nu mai exploatezi încă 10 ani. Cu siguranță, dar problema e că având alte dificultăți, 10 ani. Având alte dificultăți, complexul energetic Oltenia, nu știu dacă va avea resursele și un manager, Boza sau altul, își va asuma o asemenea decizie. Deci s-ar putea să fie justificată din punct de vedere economic, pentru că sunt cheltuieli foarte mari cu celelalte extinderi.
ca să nu mai spun că nu ți le aprobă. Deci aștepți cât un an, jumate, doi, pentru să-ți aprobe câteva hectare de, să dai jos câteva hectare de pădure sau ceva de acest gen. Foarte adevărat. Deci suntem într-o situație destul de grea în România și stăm și ne întrebăm de ce nu merg oamenii la vot. Pentru că au constatat că politicienii nu fac altceva decât să-și vadă de locurile pe care și le câștigă și exact cum spuneai de grijile lor, mai mult decât de ale țării, pentru că după cum vedem, România se înclină în fața tuturor, acceptă să nu mai facem producție, iată că nici agricultura nu e încurajată, decât puțin și cu mari emoții și mari temeri din partea celor care au investit și au încercat să ia fonduri din agricultură, sunt puține cazuri. Și atunci, cum să mai meargă românul la vot? Cred că de industrie să nu mai vorbim. Cred că avem o problemă, apropo de oricare ministru care, să zicem, în momentul când ajunge în guvern, și nu mă refer doar la actualul guvern, au fost miniștri în fiecare cabinet care au încercat să facă treabă. S-au preocupat de chestia asta. Foarte interesant, în anumite organe de presă, audio-video sau scrisă, de regulă cu finanțare obscură, ca să nu spun că ne facem că nu știm de unde sunt finanțate, deși se bănuiește, apar niște atacuri foarte dure. Hai vă dau un exemplu cu cormoranii la ministrul agriculturii, un ministru care din momentul ăla parcă i s-a pus o frână de la scandalul cu cormoranii, deși el are niște cifre, ministrul Daia, câte el de făcut pe diverse lucruri și ăsta, deci acuzat de diverse lucruri, cel puțin în mandatul său a dublat suprafața irigată. Cred că e o realizare. Nu vorbesc că pleci de la genunchiul broaștei și te duci până la măst. Dar măcar a făcut chestia asta. Dar am dat un exemplu. În general, miniștrii noștri sunt decapitați efectiv de presa respectivă, ceea ce mă face să cred că sunt niște atacuri venite din afară. Vă mai dau un exemplu. Ministrul Gavrilescu, cred că e de la ALDE, Grațiela Gavrilescu, sau cum se numește, în fine, e ministrul mediului, e foarte cunoscut, de avem o problemă cu identificarea, și care tot încearcă de vreun an de zile să găsească o nouă formulă de taxă pe mașinile care intră în țară, pe mașinile care poluează. Vreau să vă spun că, deși a fost foarte acceptată într-o perioadă și foarte promovată, în ultimul an a suportat niște atacuri, când se lucra la această taxă, niște atacuri foarte dure, că e de la, în general, că îl faci pe oricare ministru că e prost, că nu știu ce și nu știu cum, până la chestia că nu știu ce interese are și sau nu. Din momentul când a spus că nu reușește, n-a spus ea, deci s-a aflat, că nu reușește să facă o taxă nouă ca să nu fie atacată de Comisia Europeană, nu mai apare nimic, nu se mai pomenește de acest ministru. De câteva luni de zile e liniște și pace. Și atunci poate ministrii încep să se gândească, bă, mai bine stau acolo pe mandatul, deși nu e cea mai bună variantă, decât să fiu atacat că încurc anumite interese. Mai bine nu deranjez pe nimeni, da, și îmi iau salariul liniștit, da, și trece mandatul. Și fac eventual interesele proprii, cum fac politicienii noștri din România și la fel. O parte dintre politicieni. O parte. Ca să nu generalizăm. N-aș putea să generalizez, dar în general există și interese particulere, cu ghilimele de rigoare, care fac ca ei să nu mai fie ori li se arată pisica la un moment dat, nu întâmplător vedem, apropo de campaniile de presă, există anumite publicații care, din nou spun, nu știm din ce trăiesc, nu vând, nici site-urile nu produc, nici dacă nu apar pe print sau ceva de genul ăsta, în care apar cu dezvăluiri senzaționale pe o anumită temă, de regulă sunt pe temă de casă, adică te concentrezi pe primul ministru, pe Dragnea, să zicem că e la modă, pe, nu știu, pe liderul opoziției sau ceva de acest gen, pe nu știu ce afacere, și dintr-o dată ele apar ca ciupercile de pe ploaie, dispar ca ciupercile de pe ploaie, dar când dispar, eu zic că nu o fac așa întâmplător. Deci bănuiesc că se face liniște. Da, bănuiesc că liniștea aceea e finanțată de cineva. Asta ar fi explicația mea. Bineînțeles, îi vedem pe unii din reprezentanții acestor publicații care apar
la televizor și ne spun că sunt jurnalistul cu tare sau cu tare, dar vă spuneam, nu sunt nici personalități cunoscute și nici nu au, să spunem așa, un CV în spate. Totul e din neant, așa, ni se construiesc în fața noastră și plus, mai apropo de chestia asta, unele din acele anchete sunt costuri foarte mari, adică de la să faci, cum făceau acea, nu-mi scapă numele publicației, investigații prin Brazilia, prin toate țările astea, după Dragnea sau după Elena Udrea, în Costa Rica, acele lucruri costă. Ori dacă tu nu ai deloc venituri, înseamnă că cineva ți le plătește. Pot să fie de la, nu știu, la comanda adversarilor politici, pot să fie din servicii secrete, pot să fie din afară. Din afară. Care să aibă alte interese în România. Asta nu înseamnă că cineva nu trebuie să respecte legea în România sau pe oriunde ar fi în lumea asta mare. Din păcate ne îndreptăm cu succes către dezastru. Din păcate. Și mai, e o problemă, de vorbeam de miniștri și în general. Dacă ne uităm la televizor, toată lumea se vaită. Creăm o imagine asta, nimeni nu mai merge. Aoleu, și mai sunt analiștii aceștia foarte mulți, aoleu, se prăbușește economia, de cel puțin în ultimii 2 ani. Ceea trebuia, ce am spus și noi din aur. Da, trebuia să ne închidem ca țară, pentru că dacă ascultam ce ne spun mulți analiști, mai ales la anumite posturi de televiziune, vine apocalipsa. Vine apocalipsa, luna viitoare nu dăm pensii, salarii, ne închidem. Ei, s-au trecut 2 ani și ceva și bănuiesc că s-ar putea să ducă guvernarea până la final. Asta nu înseamnă, și discutăm și cu ce costuri, pentru că sunt anumite împrumuturi care se fac de pe piață ca să te poți finanța. Dar acum e o altă discuție. Sunt de condamnat doar cei care guvernează și se împrumută ca să acorde asta, sau sunt de condamnat și cei care anunță apocalipsa și ne stârnind problemele, genul mamă, că guvernul nu mai are bani, că nu știu ce, și care ne fac să ne împrumutăm la sume mai mari, pentru că în momentul când tot te reclam la Comisia Europeană, tot atașul ăsta, creezi acea atmosferă de instabilitate când tu nu mai e serios, iar cel care te împrumută zice, bă, stai puțin că s-ar putea să intră în capacitate de plată sau ceva. Și atunci îți mărește dobânzile. Ca să nu mai spun de firmele acelea de rating, în care a fost un adevărat, nu știu cum să spun eu, o adevărată mormântare după ce o anumită agenție a lăsat ratingul la fel și nu l-a dus mai jos cum dorea o anumită parte a opoziției. Ca să nu mai vorbim de politicienii noștri care sub faptul că au imunitate spun câte verși uscate. Dacă te uiți la ce spune și Câțu și, în fine, pe el l-am reținut că a avut acea contră cu Teodorovici pe chiparosule, cu acel limbaj care n-a prea fost deloc, nu le face ciste ambilor politicieni, dar ăla vine cu niște trăznăi și cu niște astea în care zici, bă, gata, ne luăm valiza și plecăm din țară, că sigur săptămâna viitoare se închide tot. Bine, scopul este foarte clar al politicienilor din opoziție să dea în putere pentru a le lua locul. Asta da, problema e că se afectează interesele țării în sensul că din momentul ce, dacă opoziția spune acest lucru și cei de afară văd și le ia de bun numai pe ăla, o să zică, bă, ăștia au o problemă foarte mare și poate și iau, nu știm asta, sau nu știm, și automat totul se blochează, adică costurile sunt mai mari, dar în momentul când te declari, mamă, că ai făcut, deci ca să afectezi interesele României. Și nu se afectează pe guvernarea asta. Că de regulă aceste decizii financiare se ia pentru anii următori. Deci, practic, dacă ne reduceau ratingul acela de țară și ne împrumutam la sume mai mari, asta nu ne afecta acum. Ne afecta la următoarele, anul următor, peste 2 ani. De regulă cam așa funcționează. Când se presupune că va fi altă guvernare. Ne permitem să facem chestia asta noi în România. Uite că, din păcate, ne permitem. Avem politicieni inconștienți. Bine, lupta politică este un lucru normal, un lucru democratic, da? Dar câinele de pază al democrației, presa, dar și opoziția uneori că vede că puterea, dacă puterea face prostii, și atenționează. Bun, da, întrebarea este, e adevărat sau nu e adevărat? În momentul când un politician spune ceva și nu se confirmă acest lucru, în Franța, în Anglia, în Italia, politicianul ăla pleacă. Își dă demisia și pleacă, cel puțin se dă la fund o perioadă. Ai noștri sunt bine mersi, ba din contră, și promovăm.
Deși și de la putere și din opoziție promit, spun anumite chestii, da, e adevărat, începând de mâine nu știu ce, și apoi o dă la întors și rămâne bine, mersi. Câștigă imaginea de moment cu chestia asta și apoi eu, nu, că n-a fost așa sau ceva de genul ăsta. Nici nu recunosc, nu mai zic nimic de chestia asta. Mai avem un exemplu de luptă politică ce face rău comunității la Țicleni, la Tismana și de ce am alăturat cele două orașe, pentru că lupta în momentul de față este să transformăm cele două orașe în comune. Adică care să, e situația? Să revină la vechiul statut. Să revină la vechiul statut. De ce, de exemplu, la Tismana și la Țicleni e vorba de cei care nu sunt care vor să câștige alegerile, da, și deja a început startul pre-campanie electorale și pentru alegerile locale și dintr-o dată au devenit foarte activi cei din opoziție ca să încerce să câștige puterea, că tot vin alegerile. Da, și se speculează faptul că cetățenii teoretic plătesc mai impozite mai mici dacă este comună și nu oraș. Corect. Cum e? Păi asta este, în primul rând se speculează acest lucru, însă avem un mare risc. Ambele localități, ba de Țicleni nu este din localitățile care au statutul de oraș de foarte mult timp, ambele orașe au beneficiat în ultimii ani de fonduri europene. Fonduri europene sau au în derulare proiecte de finanțare pentru a îndeplini condițiile urbane. Asta presupune, și la Tismana deja s-a cam estompat această discuție, presupune că dacă schimbi statutul în timpul jocului, automat trebuie să plătești sumele pe care le-ai primit. La Tismana ar însemna milioane de euro pe care, din ce știu eu, reprezentanții Consiliului Local nu și le-au asumat să le plătească din buzunarul propriu dacă se vor imputa aceste sume. La Țicleni, situația este cu atât mai ciudată, deci în ambele situații e clar, e campanie electorală. Dar la Țicleni nici nu prea poți să, nici ușura că poți să schimbi chiar așa de repede, mai ales că spuneam, e pe o altă lege decât cea prin care a trecut Tismana, a devenit oraș. Apoi mai e și o altă problemă. Și trebuie să dea bani înapoi? Da. Ca să rămânem un pic pe subiect? Da, trebuie returnați banii de care beneficia cu statut de oraș. Bun, cine o să-i dea? Fonduri europene. Păi trebuie să-i dea localitatea, îi dau toți cetățenii. Deci cetățenii care se vor bucura acum că nu mai plătesc 1,5 milioane și plătesc doar, nu știu, 20 de lei impozit pe casă, vor plăti din banii proprii, din banii comunității, milioane de euro pentru această inițiativă. Cam asta se întâmplă. Deci vor plăti mult mai mult? Da, cu siguranță cheltuielile vor fi mai mari. Adică vor plăti puțin impozit plus diferența de confort, da, pe care le-a oferit o Uniunea Europeană ca oraș. Da, ca să nu mai spunem că tendința europeană nu este de a ne duce spre rural, ci spre urban. Deci facem și un pas înapoi și ca logică, ca să spunem așa. Da, suntem la final de emisiune, să tragem concluzii încotro se îndreaptă România. Nu va falimenta mâine, nu? Nu, cu siguranță nu falimentează nici mâine, nici pă. E adevărat că o ducem greu, că o ducem din ce în ce mai greu, că avem undeva la 160.000 de firme s-au închis doar anul trecut, deci enorm. Dar e adevărat că au și apărut peste 100.000 alte firme. Nu înseamnă că dacă au apărut unele noi, da, nu ăia că știu cu ce se mănâncă. Da. E adevărat că nu poate folosim că fondurile europene așa cum ar trebui. Avem gradul de absorție undeva spre 20%, foarte puțin față de alte țări. E adevărat că nici nu suntem lăsați să folosim fondurile europene așa cum ar trebui. Cine nu inclusiv, deci cei de la Uniunea Europeană ne impun anumite condiții și apropo de investițiile mari, tot vedem scandalul spitalelor, am tot ascultat spitalelor regionale, tot auzim de el că guvernul actual e vinovat și este vinovat de această situație, că nu a știut să gestioneze. Pe de altă parte, Uniunea Europeană oferă 150 de milioane de euro pe fiecare spital, în timp ce ca să-l faci, te duci undeva de două ori mai mult. Și cu asta am spus. Deci e cazul să atragem fondurile europene, da? Dar să fim și lăsați să facem acest lucru. Păi să ne lăsați, dragilor, care vă uitați la noi și nu ne lăsați în momentul ăsta. Cu ghilimele de rigoare, da. Da. Dragi telespectatori, emisiunea Panoramic s-a încheiat. Invitatul meu este Cornel Șomăcu și cu siguranță va mai fi alături de
noi pentru, în calitate de analist, pentru că are multe lucruri de spus și le spune foarte pe față și deschis. Ăsta e motivul pentru care chiar îmi place să l-am invitat. Vom avea și alte extinderi ale subiectului Țiclen, dar deocamdată suntem în faza în care cerem puncte de vedere. Vă promit că vom reveni asupra lui cu cei în cauză, dacă vor fi de acord să ne să participe, dacă nu, nu e nicio problemă, e simplu fapt că nu sunt de acord, nu oprește o anchetă jurnalistică. Trebuie doar să aibă, să-și folosească dreptul dacă doresc asta. Dar vom vedea, stați alături de noi și urmează subiecte importante. Deocamdată vă spun la revedere, sunt Aura Stoienescu, ne revedem cu o altă ocazie la un alt subiect interesant.